Acum s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia, prorocul, care zice: glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire și țipăt mult. Rahila plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că Îngerul Domnului se arată în visul Iosifu de Cip, zicându-i: scoală-te la pruncul și pe mama lui și merge în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iar el, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domnește arhelaul Judeia în locul lui Irod, tatăl său s-a temut să meargă acolo și luând poruncă în vis s-a dus în părțile Galilei. Și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret. Ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul,